În satul Pohorniceni, raionul Orhei, echipa blocului Victorie, împreună cu autoritățile locale și Consiliul Raional Orhei, au finalizat un alt proiect important de infrastructură. Trei străzi au fost reparate în același timp. Mihai Eminescu, scrisul latin și un tronson din strada Ștefan cel Mare, pe care, în total, a fost pus 1,2 km de asfalt nou. 3, 2, 1, felicitări! Copiii pe biciclete, skateboarduri și scutere au fost primii care au verificat calitatea noului drum. Sătenii veniți la sărbătoarea organizată de Blocul Politic Victorie cu ocazia inaugurării drumurilor reparate s-au bucurat de transformarea localităților. Pentru că înainte, spun ei, drumurile erau la fel ca majoritatea celor din țară, în stare deplorabilă. Uai, foarte rău! Da, acum mulțumim la primar, mulțumim la TEDS, e foarte bun, e foarte bine. Mulțumim pentru TEDS care au făcut așa drumuri frumoase în sat la noi. În trecut era un drum de țară, ruinat. La moment, sperăm să fie toate străzile renovate. Dar mai mult din o jumătate din porțiune deja ai făcut. Mulțumesc frumos! E bucuria satului că s-a făcut așa drum de mulți ani acest drum n-a fost făcut. Și lumea toată e bucuroasă și mulțumim primarului actual, fostului primar și conducerea raionului că ne-a ajutat și-a finalizat drumul. Acum, aceste drumuri au devenit sigure și comode pentru circulație. În față sunt însă încă multe planuri de îmbunătățire a vieții localnicilor, a spus primarul din Pohorniceni și președintele Consiliului Raional Orhei. Nu ne oprim aici, continuăm să dezvoltăm satul nostru frumos. Aducem mulțumiri Consiliului Raional Orhei pentru contribuția sa pentru a finisa drumul. Vă mulțumim tuturor! Inițiativa este din partea dumneavoastră și suportul din partea noastră. Știți, noi ne bucurăm când ceva se realizează în orice localitate și cred că aceasta este corect. Pentru că prin construcția, prin aceea că noi facem lucruri frumoase, menținem satele și le dezvoltăm, să le facem mai frumoase. Și într-adevăr, în Pohorniceni, autoritățile locale au făcut deja multe cu susținerea blocului politic Victorie. Au montat iluminat stradal, au construit terenuri de joacă pentru copii, au reparat capital, casa de cultură și sediul bibliotecii, au racordat clădirea administrației la rețeaua de gaz, au reparat centrul medicilor de familie și parcul local și au modernizat mai mult de jumătate din drumurile din sat. Într-adevăr, foarte multe proiecte de care noi ne mândrim. Și vă spunem în primul rând mulțumesc tuturor dumneavoastră, pentru că voi sunteți cei care ne inspirați la această luptă permanentă. Astăzi noi putem să inaugurăm peste 1 km de drum asfaltat, modern, cu marcajul corespunzător și cu tot ce este necesar. Cu acest drum, din câte eu am înțeles, noi finalizăm peste 50% de asfaltare în satul dumneavoastră și vă promitem că noi o să ajungem la cele 100% care sunt așteptate de toți dumneavoastră. Dezvoltarea satelor, sunt convinși reprezentanții Blocului Politic Victorie, este o garanție a existenței și prosperității întregii țări. O garanție că tinerii vor rămâne acasă și nu vor pleca în căutarea unei vieți mai bune. Și anume, din acest considerent, a spus liderul Blocului Victorie, Ilan Șor, în adresarea către oamenii din Pohorniceni, echipa sa va continua activ să îmbunătățească toate colțurile țării, pentru ca fiecare locuitor al Moldovei să se simtă confortabil și comod acasă. Eu sunt foarte fericit că astăzi noi deschidem un drum la satul dumneavoastră. Pentru mine, Moldova dezvoltată și prosperă este nu numai promisiuni goale, dar fapte concrete și proiecte realizate. Mersi mult, felicitări! Menționăm că startul proiectului grandios de iluminare stradală localităților din Orhei a fost dat cândva anume în satul Pohorniceni.